În seara aceasta aș vrea să continui mesajul de aseară cu un alt mesaj, tot privitor la ceea ce lucrează Duhul Sfânt în viața unui credincios. Pentru că Domnul Iisus Hristos într-o zi spunea ucenicilor săi, după ce ucenicii l-au văzut că atunci când li foame, el poate mulți pâinile și peștii și mănâncă toți și se satură și mai rămân și 12 coșuri de fărâmituri. Dacă erai bolnav de orice boală ai fi avut, Domnul te vindeca. Și dacă cumva nu a fost Domnul prin preajmă ca la Lazar și ai apucat să mori, din mormânt te scoate afară. Deci orice problemă era rezolvată. Slăvit să fie Domnul. Amin. Și la un moment dat Domnul îi șochează și le spune așa, vă este de folos să mă duc, că dacă nu mă duc eu, Mângâietorul, Doamne, dar nu e folos să rămâi Tu. Efectiv să rămâi Tu. Știți, e important, frații mei, în seara asta, dacă Domnul rămânea în lumea aceasta, în seara asta Dumnezeu putea fi la Sinsheim, dar degeaba l-așteptau frații la Dumbrăveni, dar degeaba l-așteptau frații la Londra, dar degeaba l-așteptau frații la Sydney în Australia, pentru că Iisus Hristos, chiar înviat fiind, putea fi doar într-un singur loc. Prin Duhul Sfânt, El e prezent peste tot. Amin, slavă Lui! Și când ne adunăm la oaltă, Duhul Sfânt e prezent aici, cuvântul Domnului cercetează, dintr-o dată oamenii strigă Aleluia și asta se întâmplă în fiecare adunare și oamenii sunt mântuiți. Vă este de folos să mă duc, slăvit să fie Domnul! Amin. În seara asta vom mai vorbi despre câteva foloase, vă invit să ne ridicăm înaintea Domnului, să deschidem Biblia la Psalmul 133 și vom asculta Psalmul acesta frumos. Pagina Scripturii, ediția Cornelescu, 631, Psalmul 133. Iată ce plăcut și ce dulce este să locuiască frații împreună. Este ca un de lemnul de preț care, turnat pe capul lui, se coboară pe barbă, pe barba lui Aron, se coboară pe marginea veșmintelor lui. Este ca roa Hermonului care se coboară pe munții Sionului, căci acolo dă Domnul binecuvântarea, viața pentru veșnicie. Amin. Vă rog să reocupați locurile. Textul acesta biblic vine și vorbește că e bine ca frații să fie împreună. Totdeauna când frații sunt împreună, se întâmplă două lucruri și iau câteva gânduri de aseară și apoi continuăm. Când frații sunt împreună și când Dumnezeu lucrează în mijlocul fraților, apare roa și apare un de lemnul. Când vine roa, roa răcorește, dar nu ține mult. E starea aceea de euforie, de bucurie, de părtășie și când o dat soarele roa, dispare. Nu tot așa este cu un de lemnul. Când frații sunt împreună pe lângă rouă, este un de lemnul care se așează pe cap, apoi pe barbă, pe marginea veșmintelor și un de lemnul, chiar dacă îți dă soarele, un de lemnul rămâne. Frații mei, să fiți atenți la slujbe, să nu rămâneți numai cu roua, e bine. A fost o seară de har, a fost o seară deosebită. Efectiv, m-am răcorit sufletul, m-am bucurat grozav. După care o dat soarele unii încercări, o dat soarele unii pagube, o dat soarele la un moment dat a unui conflict și dintr-o dată s-a dus tot țara aceea. Există situații în care oamenii vorbesc, domnule, l-am văzut pe ăla aseară cu mâinile ridicate, efectiv lăuda pe Domnul, vorbea în alte limbi, glorifica, băi, era o stare, avea o față de înger, efectiv. Păi, miercuri l-am văzut, trist, amărât, de ce? S-a dus roua. Când rămâne un de lemnul, un de lemnul ține mult mai mult, slăvit să fie Domnul. Să țineți cont că totdeauna e bine să prindeți rouă, dar urmăriți să aveți un de lemn. Dumnezeu să ne ajute. Când Biblia vorbește în pasajul acesta biblic, vorbește că atunci când frații se adună împreună, Dumnezeu le aduce aminte că ei au fost chemați în lumea aceasta să facă o slujbă specială. Foarte mulți frați de-ai mei, inclusiv dumneavoastră, și nu să vă supărați de ceea ce vă spun, consideră că e extraordinar. Din lumea aceasta, de peste 7,6 miliarde de oameni, Dumnezeu ne-a ales pe noi, o lăsat laureața ei premiului Nobel, o lăsat oameni bogați, o lăsat oameni cu relații, o lăsat oameni frumoși, o lăsat oameni VIP-uri, staruri, le-o lăsat pe toate afară și m-a chemat pe mine la Evanghelia Fiului Său să facă din mine copil al cerului și pentru că tatăl meu e împărat, eu sunt un viitor prinț, slăvit să fie Domnul. Și m-a onorat Dumnezeu. Dar de ce m-a chemat pe mine Dumnezeu? N-am răspuns, nu știu să-i explic. Că încă o dată, dacă stau să mă compar cu toți ceilalți, toți sunt mai buni ca mine. N-am de unde. M-a chemat Dumnezeu să fac o slujbă. Nu v-a făcut numai copil al lui Dumnezeu. Să mă bucur de faptul că voi sta pe scaunul de domnie, cum și Domnul Iisus a stat pe scaunul de domnie al Tatălui Său. Nu, nu. M-a chemat să fiu preot al lui Dumnezeu. Foarte mulți credincioși stau numai copii al lui Dumnezeu, cu mâinile în buzunare, așa, abia aștept moștenirea.
Abia aștept Dumnezeu să mă cheme să-mi dea moștenirea. Eu sunt copilul lui Dumnezeu. Nu știu câte planete o să-mi dea. Nu știu ce principiu poziție o să mă pună. Dar abia aștept moștenirea. Fratele meu, până la moștenire, tu ai fost chemat în lumea aceasta să fii preot. Nu după rânduiala lui Aron, ci a lui Melchisedec. Marele nostru preot este Iisus Hristos. Amin, glorie. Dar orice preoție n-are numai mare preot. Are și preoți care fac slujbă. Și dați-mi voie să vă citesc versetele biblice. Primul verset pe care vreau să-l citesc în sprijinul acestei afirmații, asupra căreia trebuie să medităm, este 1 Petru, capitolul 2, cu versetul 9, Scriptura spune așa: Voi însă sunteți o seminție aleasă. Încă o dată spun pentru cei de la stație, că am văzut că-i percutanți câteodată, data asta ratează. Deci 1 Petru, capitolul 2, versetul 9, Scriptura spune așa: Voi însă sunteți o seminție aleasă, o preoție împărătească, un neam sfânt, un popor pe care Dumnezeu și l-a câștigat ca să fie al Lui. Frații mei, nu are Dumnezeu poporul B. Dacă eu am venit în Germania după bani și n-am nicio treabă cu nimic, sunt copilul lui Dumnezeu. Nu are poporul și varianta cealaltă. Și poporul ăsta e câștigat de Dumnezeu ca să vestiți puterile minunate ale celui ce va chema din întuneric la lumina sa minunată. Nu o să vestească ăia care stau în întuneric, care stau în tot felul de păcate, că așa eram și noi. Dumnezeu ne-a smuls din întuneric, ne-a adus la lumină, ne-a dat o cântare nouă ca să mergem înapoi la prietenii noștri și să le spunem: bă, este lumină, este salvare, poate fi mântuire, lăudat să fie Domnul. Amin. La asta ne-a chemat Dumnezeu. Și pentru asta ești chemat să fii preot. Preotul este omul care stă între Dumnezeu și oameni. Este ființa care stă între Dumnezeu și oameni. Merge la Dumnezeu și vorbește despre oameni în rugăciune și numai atât. Se duce la oameni și le vorbește din partea lui Dumnezeu. Și aici trebuie să fim foarte atenți. Mulți frați de-ai mei nu sunt pregătiți să facă slujba de preot, cu toate că sunt chemați asta. Nimeni nu i-a acceptat să stea în prezența lui Dumnezeu. Poți să vină cineva și să spună: Dumnezeu, eu sunt preot după stilul lui Buddha. Poți să fii, te duci la Buddha. Dar ca să vii la Domnul Iisus trebuie să ai licență. Și licența ți s-o dă doar prin credința în Iisus Hristos. Tu devii copilul lui Dumnezeu și copilul intră la tata în timp ce ceilalți stau la coadă, că tata e doctor, în timp ce ceilalți stau la coadă, că tata e director principal, copilul deschide ușile și poate ăștia spune: băi, dă-i un bon de ordine. Nu iau niciun bon de ordine, că tata meu e acolo și mă așteaptă fără bon de ordine. Așa ești tu. Te-a chemat Dumnezeu să fii în poziția asta. Te-a onorat Dumnezeu să fii în poziția asta. Te folosești de lucrul acesta? Că ești preot. Există foarte mulți frați de mine care spun: să vii să fie Domnul, eu sunt preot. Am dreptul să stau în fața lui Dumnezeu. Dumnezeu se uită la inimă. Dumnezeu vede inima. Nu-L interesează cum arăt eu. Dumnezeu se uită la inimă. E fain până aici. Într-adevăr, Dumnezeu se uită la inimă, nu are nevoie să-i povestească ceva. Dar preotul, după ce stă de vorbă cu Dumnezeu, trebuie să meargă la oameni. Și oamenii nu-ți văd inima. Oamenii se uită după cum arăți. Și câteodată te duci și le spui ceva din partea lui Dumnezeu și oamenii, după cum ești barbirit, după cum ești tuns, după cum ai dinți aranjați în gură, după cum ești îmbrăcat, spune: mă, serios, vii să-mi spui tu chestiile astea mie? De ce? Pentru că ceea ce transmiți înainte de a vorbi arată că nu ești vrednic de încredere. Și noi de aceea, pentru cugetele omenești, cu toate că avem foarte multe libertăți în har, trebuie să ne purtăm să fim primiți de orice cuget omenesc. Pentru că suntem preoți. Pentru că înainte de a-i spune eu că Iisus îl iubește, El mă citește. O să vorbim lucrul acesta puțin mai târziu. Dar noi suntem preoți. Dați-mi voie să vă citesc un al doilea text din Apocalipsa, ultima carte, cartea Revelației Domnului, în capitolul 1 cu versetul 5, partea a doua, spune așa: a Lui care ne iubește, care ne-a spălat de păcatele noastre cu sângele Său și a făcut din noi o împărăție și preoți pentru Dumnezeu. Aveam păcate, am fost nenorociți, eram în groapa pierzării, Dumnezeu ne-a scos din mocirlă, ne-a spălat prin sângele Său și nu ne-a lăsat așa, a făcut din noi preoți, lăudat să fie Domnul. Știți ce frumos, stimate doamne și surori? Niciodată în Israel nu te puteai aștepta, chiar dacă era nevasta unui preot, ca femeia aceea să oficieze oficiul de preot. Totdeauna oficiul de preot era adresat bărbaților. În nou legământ,
În nou legământ nu mai există parte bărbătească și parte femească. Toți dintre noi suntem botezați de același Duh, toți dintre noi avem intrare la Tatăl în același nume și toți dintre noi facem oficiu de preot. Slăvit să fie Domnul! De aceea e important să nu vă bateți joc de lucrul ăsta. De aia e important să ne facem slujba corespunzătoare. Pentru că suntem, nu ne arată nicăieri că numai bărbați. Noi vrem, în misogismul nostru, am vrea să spunem ca în vechime. Nu, nu. Odată ce Dumnezeu ne-a mântuit cu același preț, cu același preț, când e vorba de rugăciune, Dumnezeu nu spune, ascult prima dată bărbață. Și după ce ascult pe ei și termin cu ei, încep și cu voi. Nu! Toți avem aceeași statură. Și când se roagă o mamă și când se roagă o soție, Dumnezeu ascultă, lăudat să fie Domnul. De aceea suntem chemați să facem slujba aceasta. Acum, frații mei, vreau să intru și să vă vorbesc despre cum poți ajunge un preot eficient. Să-ți faci slujba eficient. Pentru că Biblia vine și spune că atunci când frații se adună împreună, unde lemnul ăsta al Duhului Sfânt vine să-l facă pe persoana respectivă să fie înaintea Domnului rentabil. Și unde lemnul ăsta curge pe cap, apoi curge pe barbă și apoi pe marginea veșmintelor. În felul acesta el este eficient în tot ceea ce face. Primul lucru pe care îl face Duhul Sfânt atunci când vine în viața omului, îi schimbă mentalitatea, îi schimbă gândirea, pentru că omul are nevoie de lucrul acesta. De ce? Atunci când Dumnezeu l-a creat pe Adam și pe Eva, i-a făcut să gândească 100%. Capacitatea lor neurală de gândire era maximă, tocmai ieșise din mâna lui Dumnezeu. Aș vrea să vă spun că frumusețea era că Dumnezeu l-a creat pe Adam cu un scop bine definit, și anume să stăpânească peste tot pământul. Nu poți să stăpânești un popor dacă nu-i cunoști limba. Degeaba mă pune pe mine să stăpânesc peste niște nemți și eu le spun la un moment dat la oamenii aia nemți, spune, băi, mergeți la treabă și faceți curățenie pe șanțul respectiv. Și ei spune, șeful ne-a dat liber. Eu vorbesc română, ei vorbesc germană. Fiecare, eu vorbesc ce vreau, ei vorbesc ce vor și fiecare face ce vrea. De ce? Pentru că limba e lucrul cu care ne înțelegem și putem avea conexii. Când Dumnezeu l-a pus pe Adam și pe Eva să conducă pământul, l-a așezat peste toate speciile de viețuitoare. Știți că toate speciile de viețuitoare au un limbaj? Toate au un limbaj, au un cod după care comunică. Fie că e vorba de albine, care găsesc un câmp de polen și când se întorc înapoi, trimit coordonatele de zbor, suratele lor și toate schimbă traiectoria, fie că e vorba de elefanți, ca principiile alea puternice, stridente în savană, își dau întâlnire, fie că e vorba de șoareci care invadează o anumită zonă, dar toate au un limbaj al lor. Noi am început să decodificăm prin aparatură limbajul ăsta. Știți că la momentul actual există foarte multe baze navale unde se folosesc foci speciale sau delfini speciali care se folosească în marină? Știți de ce au ocupat rușii Crimeea? Credeți că e bogată? Nu, au Sevastopol acolo. Și Sevastopol e cea mai puternică bază lor la Marea Neagră. Au delfini speciali antrenați care se lupte cu scafandrii și care se lipească minii magnetice pe submarinele nucleare care nu lasă urmă pe radar. Știți că în războiul din Golf s-au folosit foci pentru asta? Știți că la momentul actual se lucrează ca delfinii să fie, să interpretăm vocabularul și limbajul delfinilor, să lucreze împreună cu salvamare, cu grămadă de oameni, să îngheacă încă la oceanele lumii și la mare, pentru că toate viețuitoarele au un limbaj. Și Adam la început le pricepea pe toate. Ceea ce e frumos, Adam la început îl auzea și pe Dumnezeu, pentru că se întâlneau răcoarea zilei și comunicau față în față unul cu celălalt, stimații mei. De foarte multe ori când spun lucrurile astea, frații se uită curioși așa la mine, băi, fratele Virgil, o luat-o așa mai științific cu ce, dar o iei pe ulei, pe unde lemn, mai bine zis. Așa, frații mei, presupun că ești cu nevastă ta într-o grădină, cu nevasta într-o grădină, și la un moment dat găsești un șarpe și începi să-i spui lui nevasta, a zis Dumnezeu cu adevărat, nevasta ce face, răspunde sau fugi, depășești recordul mondial pe 100 de metri. Imaginează-ți, ar țupa pe loc, bă, un șarpe vorbește. Deci nu găsim chestia asta în Biblie, pentru că era o normalitate. De aia am făcut introducerea asta. Era o normalitate ca omul să perceapă limbajul viețuitoarelor și era o normalitate ca viețuitoarele să comunice cu oameni.
Era o normalitate. Căderea omului în păcat nu e o cădere așa lejeră. Nu e alb negru, pighișite. Căderea omului în păcat, am spus, este: oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați? Și Eva a spus Dumnezeu nici să nu ne atingem. Și apoi diavolul îi spune: Dumnezeu știe că în ziua în care veți mânca, veți fi ca El. Cum traduci așa într-un limbaj sec, alb negru, un limbaj atât de elevat? Pentru că puteau să discearnă și să comunice. Asta e căderea omului în păcat. Când păcatul neascultării a venit în viața primilor oameni, pe lângă faptul că s-a transmis tuturor celor de acolo, păcatul acesta al neascultării n-a atacat prima dată mâna, n-a atacat piciorul, a atacat mintea, receptorul uman, care putea discerne. În foarte scurt timp, omul n-a mai putut deosebi limbajul viețuitoarelor. Tristețea este că omul a început să nu-L mai audă pe Dumnezeu în foarte scurt timp. Dumnezeu continuă să vorbească și astăzi. Dumnezeu nu a rămas mut. Când te scoli dimineața, te scoli, Dumnezeu vine la capătul patului tău și îți spune: tu ești copilul meu, te-am mântuit prin sângele meu, te-am spălat de păcatele tale, astăzi te voi ocroti cu îngerii mei. Diavolul și-a făcut multe planuri, dar eu le-am anulat. Mergi în pace, mergi victorios, eu te voi păzi. Sunt niște oameni care vor să te înșele, dar eu voi face, le voi bloca drumul spre viața ta ca să ai parte din durarea mea. Asta spune Dumnezeu ție, îți spune. Fiecare zi are un mesaj deosebit. Dar ce să faci cu tine că tu ești și surd și din punctul ăsta de vedere nu auzi nimic? Te scoli niște, te speli pe dinți, îți vezi, băi, ce o să fac astăzi? Mă întâlnesc cu niște oameni, mi-a zis cineva că ăștia mai trag țepe la oameni, așa mai, oare o să mă păzească Dumnezeu? Dar Dumnezeu ți-o transmis, dar tu n-auzi că receptorul tău de a prinde gândul lui Dumnezeu și vocea lui Dumnezeu e deteriorată de păcat. Stimați mei, toți ne naștem așa. Foarte mulți oameni se întreabă la un moment dat: băi, dar cum adică eu mă nasc în păcat și nu mă pot auzi pe Dumnezeu? E normal. E normal. Când Adam a luat din fructul oprit, virusul păcatului mortal a venit în el. Și odată cu el, a venit în toți cei ce erau în el. Pentru că dați-mi voie să vă explic biblic, așa fac o mică paranteză. Să presupunem că toți de aici avem vârsta de 30 de ani. Și pun întrebarea biblică, nu filozofică, biblică. Unde eram acum 32 de ani? Încă o dată filozofic putem răspunde mult. Biblic, în schimb, există răspuns. Dați-mi voie să vă citesc textul biblic din Evrei, capitolul 7, cu versetul 9, Biblia spune așa: mai mult însă și Levi, care ia zeciuială, a plătit zeciuiala, ca să zicem așa, prin avam, căci, atenție, era încă în coapsele strămoșului său când a întâmpinat Melchisedec pe Avram. Omul lui Dumnezeu Avram l-a întâmpinat, a fost întâmpinat de Melchisedec și Avram a dat zeciuială din toată prada de război pe care o avea. Biblia spune că nu numai Avram a dat zeciuială, ci a dat și Levi, care era nu nepotul, strănepotul lui Avram. Dar strănepotul ăsta lui Avram avea o locație. Nu era născut. Dar unde era? Era în coapsele lui Avram. Era în el. Deci, conform acestui verset, dacă toți avem vârsta de 30 de ani, acum 32 de ani, unde eram? În părinții noștri. Da, acum 100 și ceva, în bunicii noștri. Da, acum 400 și ceva, în străbunicii noștri. Da, atunci când Adam a luat din fructul oprit și păcatul a intrat în el, noi unde eram? În el. De aia păcatul. Ne naștem cu păcat și cu tendință păcătoasă. De aceea. De aceea orice un copil nu face niciun păcat și la 3 luni de zile moare. Pentru că virusul păcatului e transmis deja, e în el. Stimații mei, revenim la subiectul nostru. Când virusul păcatului a venit în viața lui Adam, i-a deteriorat mintea lui și Biblia vine și spune că ceea ce avem noi nevoie la momentul actual, spune cuvântul Domnului în Romani, în capitolul 12, cu versetul 1 și 2, sau cu versetul 2, mai bine zis: să nu vă potriviți chipului viacului acestuia, ci să vă prefaceți prin înnoirea minții voastre, ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și... Există o voie a lui Dumnezeu, există o voce a lui Dumnezeu, la care poți avea acces.
Este o voie a lui Dumnezeu dacă te căsătorești sau nu. Dacă te căsătorești cu ăla care îți face curte sau nu. Dacă trebuie să mergi în România sau nu. Dacă trebuie să mergi în Franța sau nu. Există o voie a lui Dumnezeu. Dar tu nu poți accesa decât dacă ți-ai înnoit mintea ca să poți deosebi bine voia lui Dumnezeu. Pentru că receptorul nostru pentru voia lui Dumnezeu nu-ți dești de la picioare, nici urechile, e mintea. Și dacă mintea e încă în robia păcatului și numesc binele rău și numesc că al disprețuit pe unul e normal, că ne-am râs tăți la marea schemă, iubitul meu, ai nevoie ca receptorul să fie reparat. Nu uitați prin locul ăsta unde suntem noi aici, circulă unde, la televiziune, de la radio, de la poliție, de la pompieri, toate circulă pe aici. Ca să le putem prinde, ne trebuie un receptor. Și receptorul ăla nu trebuie să fie defect. Iar dacă receptorul nu e defect, putem transforma undele în imagini, putem transforma undele în sunete, putem pricepi ce vorbesc ei, pentru că avem receptor și captăm undele respective. Nu uitați, pământul e plin de voia lui Dumnezeu. Sunt miliarde de îngeri la îndemâna lui Dumnezeu. Pentru că receptorul e defect, eu nu aud vocea lui Dumnezeu. Pentru perioada cât îmi repar receptorul, Dumnezeu a așezat în biserică proroci, văzători, daruri spirituale. Mă ia din mână și mă duce mai departe. Dar scopul lui Dumnezeu este, nu sâmblu toată ziua. Când am mers prima dată la școală, eu, când am mers la școală, când nu-ți făcea grădiniță, m-am dus prima dată la școală, luni m-a dus mama, marți m-a dus mama, miercuri m-a dus mama, vineri m-a dus mama. Vineri m-au întrebat colegii, luni, tot cu mama, m-au nervat, cum adică, cum, tot cu mama. Luni a spus la mama, mamă, mă duc singur la școală. Măi, dar este rătășești, las că găsesc eu școală. Am plecat, pe sub poduri, pe într-o parte, pe alta, am ajuns mai târziu, dar am găsit școala. Am găsit școala și de atunci am mers fără mama. Stimații mei, când vii la pocăință, te ia un proroc și îți spune, nu poți deosebi voia lui Dumnezeu, nu? Uite ce vorbește Domnul, pe calea ta sunt niște așa, Domnul e gata să te călăuzească. Știa și te duci mai departe. Vine fratele păstor și te duci mai departe. Vine un predicator de undeva și îți vorbește ție. Te ia și te duci puțin mai departe. Dar imaginează-ți dumneatale că eu am terminat școala generală și la liceu, în clasa 12. Și din mână cu mămica merg să te dau și eu bacalaureatul. Cum arăt? Știți că mulți pocăiți așa arată? Acum! După zeci de ani de pocăință, când el trebuia să se repare receptorul, să iei el pe altul să călăuzească. El stă în cotel, frate, nu fac nicio mișcare până nu îndrept pe Domnul. Păi da, dar untru tău Domnul și-ți spune? Nu știu, că la mine eu mai câteodată mai împrumut bani, nu mai dau înapoi, mai scăp câte o minciună ca să mă lerg să ăștia în pace, cu tare. El nici nu se ocupă cu reparatul receptorului. Stă numai pe telefon și spune, frate, ce faci la două dimineața, frate, e slujitor, ce faci? Păi ce să fac, frate, dorm? Roagă-te pentru mine, că nu știu ce trebuie să fac acum, roagă-te. Băi, frate, tu pentru asta mă suni la două dimineața, măi. Dar tu te-ai rugat, eu nu mă rog. Roagă-te dumneatale. De ce? Nu ne reparăm receptorul. Receptorul e mintea ta. Cum se repară receptorul? Cuvântul lui Dumnezeu este cel ce repară receptorul. Slăvit să fie Domnul. Expune-te acestui cuvânt. Cum vorbeam și dimineață, orice cuvânt al lui Dumnezeu are putere. Folosesc câteodată cam aceleași exemple, dar pentru că le-am, am întâlnit oameni care se ocupau la un moment dat, au venit din România, au venit prin Germania, au fost prin Italia și se ocupau mai mult cu transferul banilor din buzunarul altora în buzunarul lor, din poșeta altora în poșeta lor și așa mai departe. Erau oameni care transferau așa, se ocupau ei cu chestia asta. Au venit înainte inginerii, înaintea voastră, au venit toți aici, lucrau. Când era sărbătoare și autobuzele erau aglomerate, ei atunci aveau zi de muncă plină, tot, plină. Știau exact ce trebuie să facă. Mulți dintre ei aveau și prieteni care au fost ca ei, dar s-au pocăit. Și ăștia spune, băi, vină-l odată la adunare, la evanghelizare, să vezi cum e. Băi, n-am timp să merg acum, pentru că azi e zi de muncă grea. Eu trebuie să muncesc, trebuie să mă urc dintr-un tramvai în altul, trebuie să știu când să mă dau jos, nu am voie de, așa, de făcut greșeli. Eu am foarte multe, la sfârșitul zilei strâng tot ce am adunat, printr-o parte sau în alta. Dar într-o zi, ăsta i-a spus, băi, dă-mi adresa la biserica voastră. Într-o zi, pe când era sărbătoare, nu ieșise nimeni, autobuzele goale, străzile goale, ăsta spune, băi, nu este mult de muncă. Fiindcă m-a chemat prietenul ăsta la biserică, au zis că iau biserică joia, hai să mă duc până la ei. Fără să-l anunțe pe ăsta prea mult, vine la adunare. La adunare ăsta nu avea niciun invitat, absolut nimica. Vine și ăsta așează jos, spune, băi, am venit azi pentru că atât pot.
Mie oarecum rușinit inima mai chemat de teori. Ai zis că aveți evanghelizări, au venit grupuri, au venit predicatori, au venit ceva. N-am putut să vin, era de lucru. Acum nu prea am de lucru și am venit la voi. Bun, s-a așezat jos. Ies un frate de la ei de acolo. Citește din Biblie. Cine fura să nu mai fure. Asta se uite, ai spus ceva? Nu mai n-a spus nimic. Înseamnă că mai sunt cămini, nu? Și a început omul să iei liniștit. Ăsta a început să predice. Ce înseamnă a fura? Ce înseamnă să iei din proprietate? Cum privește Dumnezeu furtul? Cum Dumnezeu nu poate binecuvânta lucru furat pe care l-ai adus în casă? Că atunci când iei un lucru furat și l-aduci la tine în casă și ceri binecuvântare peste casa ta, Dumnezeu nu poate binecuvânta lucru furat? El vrea să binecuvânteze pe tine, dar nu poate binecuvânta lucru furat. De-aia trebuie să scăpi de el. De-aia strigă bârna și așa. De-aia trebuie să rezolvi problema. Pentru că Dumnezeu are binecuvântări mult mai mari decât bârna aceea care e putredă. Vreau să o scoți afară, Doamne, nu mai trebuie, vreau să o rezolv și așa mai departe. Și a început să vorbească omul ăsta. Ăsta se uita într-o parte, în altă. Na, cred că mai sunt ca mine, în fine, cred că de-a lor. O stat liniștit, până la urmă, băi, am fost la biserică, da, măi, mulțumesc frumos, pa, o la revedere. Când s-a întors, a urcat într-un autobuz mai plinuț, așa, o doamnă ținea de neglijent poșeta mai în spate. Știi ce interesant la oamenii ăștia? Că li se dezvoltă anumite abilități, că știu exact cam și în poșetă. Dacă se merită investiția, da, nu. Mi-aduc aminte că odată am plecat cu un cor din Vicov și din Voitinel, am plecat să facem misiune undeva pe la Galați. Un autocar mare, cu coric și cu tot, și m-au rugat pe mine și pe soția să-i însoțim. Eu, ca predicator, să ieșim. În vremea respectivă am cumpărat toți niște pungi la fel, de la un magazin de ăsta de un leu, cum era atunci, dar toate erau la fel. Unii au pus acolo Biblia, unii au pus caietele de cântări, unii au pus... Și unul dintre ei a spus, domnule, am un aparat de fotografie performant. L-a pus tot într-o pungă de aia și gândiți-vă jos, când au ridicat obloanele alea de jos, au pus toate pungile cu Biblie, cu cântări, cu tare, și în mijlocul lor, undeva ascuns acolo bine, era și un aparat de fotografiat. Când am oprit pe la bărlad, așa, toți s-au dat jos să-și iei, să vadă pungile alea și-și mai iei haine de pe unii mai aveau, la un moment dat am văzut un tip scana așa, parcă era de la vamă, într-o parte în altă, scana. Noi ne-am prins, stăți bărbați, stăteam liniștit, să vezi cum iau o Biblie și se duce Dumnezeu să-l mântuiască. S-a repezit la teancul ăla de așa, o luat ceva și a fugit. Ăștia s-au dus, vada, cui Biblia luată? Nu, a luat aparatul de fotografiat. Pentru că am fugit după el și l-am convertit să nu-l dea înapoi. I-am spus că are situația de aparțire, era sigur și așa mai departe. Dar au abilitatea aia de a vedea dacă se merită sau nu. Ăsta se urcă după ce ieșe la evanghelizare, de la predicare, se urcă și vede o doamnă care ține poșeta în spate. De obicei mai taie așa că nu e altă situație. Dacă nu, deschide fermoarul, fără să simți, transferă, fără discuții. Se uită așa, întinde mâna prin îngrămădeara aceea, la jumate de cursă, ceea ce nu a avut niciodată, se aude, cine fura, să nu mai furi, blocat, gata, nu mai... E periculos să rămâi la jumătate de curs. Foarte periculos. Bine, s-o stăcat ceva la soft, nu merge. S-o da mai aproape, s-o poziționa din nou întinde mâna. Cine fura să nu mai fure, să dă jos nevoie. Băi, ce mi-ați spus, n-am fost atent. Mi-ați spus un soft, eu nu mai pot fura, băi, tu dai seama? Cum mai transfer eu dintr-o parte în alta? Orice cuvânt al lui Dumnezeu are, expune-te. Sunt oameni care nu pot scăpa de vicii. Și-au dezvoltat un anumit obicei, fie că e vorba de ceva ascuns, fie că e ceva, își dezvoltă un anumit. Nu te poate scăpa nimeni de lanțurile astea. Doar cuvântul lui Dumnezeu are putere să rupă. Doar cuvântul lui Dumnezeu. De aia expune-te acestui cuvânt. Acum imaginați-vă dumneavoastră că băiatul ăsta, mulți dintre ei, așa am găsit în adunare. Băi, ce ai făcut înainte? Ce am făcut? Am făcut transferul. Dar acum ce faci? Băi, slăvit să fie Domn. La oamenii ăștia nu trebuie să faci adunare generală, să spui, fraților, ne-am adunat să vedem cât mai furăm. Ăsta știi, domnule, nu avem voie. Nu avem voie. Te duci la el și îi spui, băi, frate, uite, mai merge așa, eu sunt născut în pocăință, eu nu știu cum să iei dintr-o parte, sunt niște pe un șantier, sunt niște bormașini cu tăcu burghii, vidia, așa mai trebuie și nici n-au paznic. N-ai vrea, băi, te rog frumos să mă lești în pace. În domeniul ăsta tu nu vorbești cu mine. Du-te și vorbește cu cine vrei, dar asta nu-i pocăință, eu ca tine am fost. Pentru că omul ăla, segmentul ăla iluminat, oricând Dumnezeu îi vorbește acolo, slăvit să fie Domnul.
Dacă te expui și la cine spunea minciuni să nu mai spună, dacă te expui, imaginează mintea ta un cerc și pe măsură segmentele sunt luminate. La un moment dat în zona aia în care considerai că e bine să furi, e bine să vorbești de rău, e bine să disprețuiești, e bine să faci glume proaste pe seama nevestelor altora, e bine să cutare, tu ai lăsat să fii iluminat de Duhul Sfânt. Dintr-o dată vine Duhul Sfânt și îți spune, astăzi te vei întâlni cu cutare. Să-i spui următoarele lucruri, pentru că începe Dumnezeu să-ți folosească receptorul, slăvit să fie Domnul. Știți că am întâlnit la foarte mult și în viața mea, momente când m-am pocăit de anumite lucruri și fără să știu să mă informeze cineva, aveam simțământul că mă întâlnesc cu cineva și acelui cineva trebuie să-i spun ceva. Și efectiv în ziua aia mă întâlneam cu ăla și îi spuneam. Și ăla spune, dar tu nu știai că te întâlnești cu mine. Păi nu că știam, în mintea mea a venit gândul ăsta, gândul la tine și gândul că se spun lucrurile astea. Știți că mulți dintre dumneavoastră ați trecut prin așa ceva, dacă sunteți atenți? Totuși, ce nu mai funcționează lucrurile? Imaginați-vă că eu am un receptor, un telefon. Și pe telefonul ăla, imaginați-vă, că îi dau un telefon lui domnul Trump, și el se prezintă și eu spun că sunt la Sinsheim și vă salută și discutăm și vă întreabă așa și în timp ce el vorbește, eu pun telefonul ăla, receptorul meu la care Trump vorbește, pun pe o bucată de beton așa, iau un ciocan de vreo 5 kg și când rad una la telefonul ăla, dintr-o dată Trump continuă să vorbească. Marea problemă că voi nu mai auziți nimic, pentru că eu am stricat ce? Receptorul. El vorbește de America la Casa Albă, dar eu am stricat receptorul. Dumnezeu continuă să vorbească, frații mei. Dacă eu îmi permit o minciună, eu folosesc ciocanul de 5 kg. Dumnezeu îmi luminează mintea mea și începe să-mi dea revelații și descoperiri din cuvânt. Și efectiv, văd că Dumnezeu mă folosește, dar eu într-o zi spun, bă, dar ce bă, să ia dă mare ăla, dar el nu se uită la nevasta cât e de urâtă, cât e de cutare, cât e de cutare. Chestia asta e care noi le punem. Ciocane de 5 kg. După ce te miri, băi frate, dar aș vrea să mă mai folosească Domnul. Da, păi dacă tătă ziua în receptor, abia l-ai reparat și tu îi dai cu tot cu șocanul, n-ai să poți reuși. Frații mei, de-aia sfințenia trebuie dusă până la capăt. Doamne ajută! Amin. Asta e reparare. Când ungelemnul vine peste cap, începe să se repare receptorul. Începi să auzi vocea lui Dumnezeu și să deosebești bine. Îți spune mama ceva, îți spune tata ceva. Eu am întâlnit persoane, frații mei, care în biserică, fete și băieți, care erau în pragul căsătoriei sau la un moment dat ar fi dorit să căsătorească. Și în prejurul lor au venit la un moment dat băieți, de prin Auste, de prin Cutare, băieți foarte aranjați bine, frumușei, din familii bune. Și la un moment dat mai scoteau și un team de euro dintr-un buzunar și îl plasau în celălalt buzunar ca să vadă fata. Îi scotea până la cofetărie și îi spunea, uite, m-am rugat Domnului și Domnul mi-a descoperit că dumneata ale fi. Dar fata aceea era o fată cu receptorul reparat. Ea mergea la cina Domnului, el era rânduială în biserică, ea nu lipsea de la rugăciune și ce e mai important, postea, postul, îți repară receptorul, îți urgentează repararea și face foarte sensibil în domeniul spiritual. Și fata îi spune, știi ce, ești un băiat frumos, ești dintr-o familie bună, văd că ai o mașină bună, ai tot ce trebuiește, normal ar trebui să fii fără minte să te refuză, dar eu... Vreau să stau în fața Domnului, cum tu ai avut descoperire, vreau să am. Nu, dar n-am timp mult la dispoziție, eu acum vreau să rezolv problema asta, că de foarte multă vreme mă rog și fiindcă mi-a descoperit Dumnezeu acum, eu acum aș vrea să rezolvăm. Vrei tu să iei multe lucruri, să rezolvi, dar așteaptă și tu să stau înaintea lui Dumnezeu. Când văd părinții și băiatul a venit la parc, măi, dar asta de când Dumnezeu? Pai de mine, cum lucrează Dumnezeu? Dar crapă de șudă prietenii tale când văd și mașină în mare asta. Fată, mergi înainte cu tare. Fata vine și spune, mamă, înăuntrul meu am o neliniște. Până nu mă rog, până nu țin o zi de post, până receptorul meu nu primește vocea lui, eu nu fac niciun pas. Și într-adevăr, fata postește o zi să roagă și receptorul ei care funcționa, care nu se uita la euro, care nu se uita la mașină, care nu se uita cât de frumos era el barberit, care nu se uita, dintr-o dată primește mesajul, nu-i pentru tine. Atât. Vine băiatul, hai gata, care-i situația? Să spun sincer, toate lucrurile mele, ce văd eu, arată că ar fi o ofertă de nerefuzat. Însă Dumnezeu mi-a spus că nu ești pentru mine. Poate ești un băiat bun, dar pentru altcineva. Dar nu ești ceea ce Dumnezeu mi-a rânduit pentru mine. Îți doresc drum bun? Îți doresc...
Să vezi cum mă duc la oricare și, într-adevăr, s-a dus la următoarea. Imediat aia, cu părinții, uite, s-a urcat, a făcut nuntă. Parcă în ciudă, vezi? Că se poate, vezi? A făcut nuntă, a plecat înapoi în Austria, mașina o dat-o de unde a împrumutat-o, banii o dat de unde a împrumutat și a plecat cu chirii undeva la etajul nou la Curigu. Ca să nu vă mai spun că constata că nici cu biserica nu le avea și cu nimic nu le avea. Și constate că a luat o mare clapă și totul ține de receptor. Sunt oameni care vor să facă afaceri cu voi și arată bine. N-ai avea motive să refuzi. Dar dacă îți funcționează receptorul, nu o să fii dator nimănui. Amin. De aia e important, fratele meu. Repară receptorul. Fii joi seara la adunare. Fii duminică dimineață, chiar dacă predic un frate mai lejer, așa, expune-te cuvântul, că fără să-ți dai tu seama, Dumnezeu lucrează la repararea receptorului. Amin. Începi să deosebești bine voia lui Dumnezeu. Aleluia. Numai să deschide o anumită problemă și tu știi rezolvarea. Pentru că receptorul începe să funcționeze. Păzește-te de păcat, păzește-te de ciocane de 5 kg care farmă receptorul. Ai grijă de lucrul acesta. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Amin. În viața celor ce sunt preoți al lui Dumnezeu este că le repară receptorul, le schimbă mentalitatea și ei încep să numească bine ceea ce numește Dumnezeu bine și să numească rău ceea ce Dumnezeu numește rău. De aceea e bine să vă expuneți Evanghelii. Pentru că trăim într-o vreme în care societatea, filozofia, vine și spune că nu e chiar atât de rău să faci anumite lucruri. Începe să treacă păcatele la slăbiciuni sau la carențe de caracter. Începe să treacă anumite lucruri și nu uitați, când noi vom fi judecați de Dumnezeu, vom fi judecați după Scripturi, după Evanghelie și vom fi judecați după ceea ce Dumnezeu consideră că este rău și păcat. De aceea, expuneți-vă Evangheliei și reparați-vă receptorul la capacitate maximă ca să puteți deosebi bine voia lui Dumnezeu, cea bună, plăcută și desăvârșită. Amin. Momentan mai sunt oameni și mă rog să fie cât mai mulți care pentru perioada de copilărie spirituală să ne mai ia din mână și să ne mai ducă cu o vedenie, cu o profeție, cu un mesaj. Dar nu uita, Dumnezeu te așteaptă ca la rândul tău să poți face același lucru. Întâlnesc astăzi biserici care au luat în serios lucrul acesta. Știi ce se întâmplă acolo? Vin surori tinere sau frați mai tineri, vin frați mai în vârstă și spun, frate, am avut azi noapte un vis cu dumneatale, nici nu știu ce înseamnă lucrul ăsta, dar Dumnezeu mi-a spus asta, asta și asta. Dumnezeu începe să lucreze prin alții. Mi-aduc aminte pe timpul meu când făceam misiune ca și tânăr, aveam pe cineva care mi-a spus că era un băiat la facultatea asta de pomicultură, studia pomii și așa mai departe și toată ziua mai eram plecat în misiune, Mai învăța și el ce mai putea, dar avea acum niște sesiuni și la sesiunile alea trebuia să-l ia. Și el într-o seară la rugăciune, era cu frați împreună acolo, spus, Doamne, Tu știi că am alergat în ogorul Tău, am mai învățat și nu prea am mai învățat, că tot plin plecat la cântare, la rugăciune, la stăruință, n-am prea învățat. Doamne, Te rog, vorbește-mi și dă-mi ceva ca să prind și eu și subiectul să dea ăștia, că am niște profesori tare exigenți cu bocăițe. Doamne, dă-mi. Și nu m-au terminat de rugăciune și o soră a spus, frate, tinerule, am văzut ceva în dreptul tău. Tânărul a spus, ce soră? Am văzut un măr care era cam putred. Ai grijă cu viața ta ce faci, ai grijă. Soră, mulțumesc frumos. S-a dus acasă, a învățat mărul și bolile lui. Aia a fost examenul lui. Sora imediat l-a tălmășit, că n-ar fi bine cu el. Însă Dumnezeu are metode de a descoperi oamenilor ce trebuie să facă dacă receptorul este reparat, slăvit să fie Domnul. După ce unde lemnul curge pe cap și începe să schimbe mentalitatea, foarte multe biserici începe să schimbe de aici în jos. Și nu se reușește, pentru că aici, totdeauna, dar de ce noi n-avem voie? Pentru că de aici nu-i schimbat treaba. Când se schimbă de aici, nu trebuie să-i mai explici la om de ce trebuie aia și, pentru că e schimbată mentalitatea. Degeaba ai umbli tu la haine, dacă în minte nu-i schimbat lucrul ăla. Ori când Duhul Sfânt ia control mintea umană, omul ăla își pune probleme prin Duhul Sfânt. Și începi să trăiască în prezența lui Dumnezeu, pune întrebări, Doamne, cum pot să fiu un preot corespunzător? Cum să mă duc la colegul meu sau la colega mea să-i duc mesajul să prindă din partea ta dacă mi-ai dat o descoperire? Nu o duc oricum. Ori al doilea lucru pe care îl face, unde lemnul vine pe barbă. Când unde lemnul atinge limba omului, barba omului, se schimbă toate lucrurile. Nu uitați că este declarat de Biblie
că cea mai mare fiară din lumea asta nu-i tigru, nu-i leu. Cea mai mare fiară care nu poate fi îmblânzită este limba. Dați-mi voie să vă citesc din Iacov, capitolul 3, cu versetul 7, în felul următor. Toate soiurile de fiare, de păsări, de tărătoare, de vețuitoare, de mare se îmblândesc și au fost îmblânzite de neamul omenesc. Dar limba nici un om nu poate îmblânzi. Ea este un rău care nu se poate înfrâna. Este plină de o travă de moarte. Cele mai mari răni pe care le facem, le facem cu limba. Cele mai mari. Avem date de Dumnezeu două rânduri de grătii la fiara asta. Avem buzele și avem dință. Dar scapă din grătile astea. Scapă și câteodată zeci de ani nu te iartă cumnata, zeci de ani nu te iartă soacta, zeci de ani. De ce? Nu ai bătut-o, nu ai atins-o. Numai fiara a scăpat dintre grătii și a făcut deja răni. A făcut deja. Pentru că e o fiară pe care nu o poți dresa. Te va duce și spune că este plină de o travă de moarte. Seamănă așa ceva. Acum imaginați-vă dumneavoastră că în sens am vine la un moment dat un circ. Și circul ăsta are un tigru care trece prin cercuri, care se ridică în două labe, care face, dar dresorul e acolo. Imaginați-vă că de la circul ăsta, tigrul ăsta scapă. Să anunță, nu mai ieșiți pe stradă, copiii rămân în casă, nu pleacă nimeni la grădiniță, nu pleacă nimeni la școală, că tigrul e pe stradă. Dar la un moment dat, pe stradă aia apare dresorul. Îi spune la tigru să vină lângă el, tigrul se așează și spune, mergem înapoi la circ. Și tigrul se ia după el, mai face câteva șmecherii care îi spune asta și se duce în continuare. Stimații mei, singurul care poate dresa limba e Duhul Sfânt, slăviți să fie Domnul. De aceea în ziua cincizecimii, când Duhul Sfânt a coborât sub forma unor limbi de foc. Și imediat s-a arătat că oamenii aia care vorbeau diferite limbi, prin dresor, au început să vorbească cuvintele minunate ale lui, slăviți să fie Domnul. Fratele meu, nu deschide gura dacă dresorul nu e acolo. Nu fac față cele două rânduri de grate. Nu fac. Dacă ești la sfat frățesc, de foarte multe ori, fiara ies afară. Dacă dresorul nu e acolo, nu sta la sfat frățesc. Dacă e o discuție în familie, nu sta acolo. Nu fă răni pe care nu știi cum să le mai repari. Ești o fiară pe care nu o poate dresa nimeni. Dar dacă Duhul Sfânt este peste tine, vei vorbi prin Duhul Sfânt, slăvit să fie Domnul. Vei avea înțelepciune. Care sunt semnele că unde lemn nu a atins barba ta? Care sunt? Pentru că e foarte important de cunoscut. Aveți 10 persoane care au fost botezate de Domnul cu Duhul Sfânt și se așteaptă să se vadă o schimbare a reparării receptorului de mentalitate și se așteaptă totodată ca fiara aia care mai făcea vrâni, mai făcea mușcături, mai făcea, dintr-o dată să aibă dresorul acolo și omul ăsta să poată vorbi prin Duhul Sfânt și să poată trăi. Primul semn pe care îl avem, frații mei, este că începem să ne facem slujba de preoți. Noi trebuie să-i vorbim lui Dumnezeu despre oameni. Este rugăciunea. Slăvit să fie Domnul. Dacă dresorul e cu tine, îți va place rugăciune. Vei spune, Doamne, eu mă duc la rugăciune. Eu am atâția prieteni care nu sunt mântuiți. Eu am colegi de serviciu care nu sunt mântuiți. Eu am băieți mai buni ca mine. Nu erau așa pătimași la alcool sau la jocuri din noroc, cum eram eu. Pe mine m-ai salvat. Dar pentru că sunt preot și am dreptul să vin înaintea ta, o să-ți povestesc despre ei și aș vrea cum m-ai mântuit pe mine și m-ai salvat. Mântuiește și pe ei, Doamne, Doamne ajută! Și s-ar putea Dumnezeu să vină să-ți spună, tu ca preot trebuie să mai schimbi ceva. Când o soție se roagă pentru soțul ei și spune, Doamne, eu sunt preot înaintea ta, sunt într-adevăr femeie, dar prin statutul pe care mi l-ai dat prin Hristos sunt preot, soțul meu nu-i pocăit. Dar eu vin înaintea ta, îl iubesc, Doamne, îl iubesc, vreau să fie mântuit, mi-a făcut greșel și mi-a făcut viața amară câteodată, dar te rog, mântuiește-l, Doamne, salvează-l. După ce stai acolo, numai vezi că Dumnezeu la receptorul tău îți spune, da, vreau să-l mântuiesc, dar vrem să lucrăm împreună. Cum adică împreună? Mai taci din gură. Știți că nu ne mai vine să mai mergem, stăm de vorbă cu Domnul? Și de multe ori descoperirile care asta îmi spun, smerește-te, ține gura, vorbește cu înțelepciune, vorbi tu cu înțelepciune, când îți spune Duhul Sfânt, îți spune mai mult, staci. Îți spune mai mult, staci. Ei, foarte multe din lucrurile astea, Dumnezeu ți le transmite prin receptorul reparat, dar tu îi prezinți înaintea lui Dumnezeu, că poți face asta. Totdeauna când te simți mânat să te rogi, totdeauna când îți aduci aminte de cineva, și eu le-am spus la frați, Dumnezeu ne-a onorat atât de mult că a făcut din trupurile noastre temple ale Duhului Sfânt.
Ne mai doare și în coaște, ne mai doare în stângă, ne mai doare în treapta, ficatul e inflamat. Nu-i problemă, domnule, sunt templul Duhului Sfânt, lăudat să fie Domnul. Merg și pot face slujbă. Bă, chiar mă rog pentru mine. Spune Biblia în Evrei, capitolul 11, sau vindecat de boli. Un cuvânt pe care îl experimentăm la scară mai mică sau mai mare. Dar poți să ajungi la treapta aceea de credință când, efectiv, să ajungi la starea aceasta. Însă, poți să te rogi pentru alții. Poți să trăiești în părtășie cu Dumnezeu și să spui problemele altora. Mergi pe stradă așa și vezi la un moment dat cum, eu v-am mai spus, vezi pe unul cu o coamă de aia așa făcută, tuns așa și portocalii. Și majoritatea dau claxon, în România așa, dau claxon și spun, băi, de unde ai luat culoarea că trebuie să dau gardul? De unde găsesc culoarea? Faci mișto din el. Ți-i ușor să te râzi, că nu suntem facultate. Dar dacă ești templu al Duhului Sfânt, fiindcă ți-o sărit în ochi, pentru că l-ai văzut, spui, Doamne, văd pe tânărul ăsta care caută să impresioneze, nu-i mulțumit. Doamne, nu-l lăsa până nu-i descoperi mântuirea ta. Amin. Că de aia ești templul Duhului Sfânt, că de râs are și ne, de făcut mișto are și ne. Dar tu ești preot, tu ești preot. Te-a chemat Dumnezeu să faci asta. Vezi o rudă de-a ta că e întristată. Probabil și el nu-i bucuros că bea, nu-i bucuros că e robit. Nu-i bucuros că e ceea ce e, nu-i bucuros că e nervos. Nu te mai du tu pe capul lui, poți să te pocăiești, așa mai departe. Pentru că din nou, mergi și stai înaintea Domnului și spui, Doamne, îl văd pe cumnatul ăsta meu, văd situația, lupta lui. Când te apropii de el, să spui, și știi că m-am rugat pentru tine, Dumnezeu aduce vremea izbăvirii. Știi că omul ăla e mulțumit că nu-l mai toci la cap? Știi că e mulțumit, băi, mersi faină, mersi fain. Poate nu mi-ai spus, dar e extraordinar. Folosiți lucrurile astea. Că la asta te chema Dumnezeu. Nu ne-a chemat Dumnezeu în Germania să vă umpliți de euro. Că oricum o să rămână mai bogați ca voi. Nu vă chema Dumnezeu să vă făliți în mașini. Că alea-s bonusuri, frații mei. Și euro, și servicii, și mașini, și toate pot dispărea dintr-o dată. V-a chemat Dumnezeu pentru o vreme să fiți preoți aici. Din zonele astea unde a pornit reforma. Să fie temple umblătoare prin lumea asta, care se opresc în dreptul directorilor de firmă, în dreptul colegilor, în dreptul pietonilor, în dreptul cel, Doamne, mântuiește-i și salvează-i. Că ești preot și ai licență în domeniu. Te-a chemat Dumnezeu să faci asta. În timp ce ceilalți stau blocați, nu-i ascultă nimeni. Pe tine Dumnezeu te-a chemat și faci parte din preoția Lui. Primul semn, frații mei, este că începi să te rogi. Al doilea semn este că lauzi pe Domnul. Spune Scriptura, când a coborât Duhul Sfânt peste cei din casa lui Corneliu, îi auzeau mărind și lăudând pe Dumnezeu. Câtă vreme fiara e lăsată singură, de obicei fiara e dresată într-un anumit fel din noi până așa, ne lăudăm grozav pe noi. Ce studii avem noi, ce bani am câștigat, ce salar avem noi, hai până la parcare să arăt și mașină mi-am luat eu, și așa mai departe. Când Duhul Sfânt e peste limba noastră, cu tot cu mașină nouă, cu tot cu casă, noi spunem ce bun e Domnul, ce durare a dat Dumnezeu, ce minunat ne-a binecuvântat la părtășie, ce har deosebit. Păi da, ți-ai schimbat mașina, slăvit să fie, Domnul, n-are valoare, are valoare că tu ești fratele meu, măi, are valoare că suntem la părtășie, are valoare că suntem împreună, lăudat să fie numele Domnului. Sunt oameni care vorbesc prin psalmi, prin cântări de laudă, pentru că ei laudă numele Domnului, pentru că fiara e dresată să înalțe numele Domnului și la asta am fost chemat. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Un alt semn, frații mei, este binecuvântarea. Spunea cuvântul Domnului și dați-mi voie să citesc din Romani, capitolul 12, cu versetul 14, în felul următor. Binecuvântați pe cei ce vă prigonesc, binecuvântați și nu blestemați. Pentru foarte mulți credincioși chestia asta, binecuvântați și nu blestemați. Bă, dar de ce nu spune Domnul nou? Că oricum noi din gen și dăm seama că dacă binecuvântăm nu se întâmplă nimic, iar dacă blestemăm, iar nimic. Fratele meu, poate asta s-a întâmplat înainte. Poate făceai bășcălie așa de vorbe. Când ai devenit copilul lui Dumnezeu, începi să amini cu tatăl tău. Când mă uit așa, pe mine m-au adus fratele de la... N-am știut eu exact cine e nevasta lui, dar l-am văzut-o pe micuța care tot circulă pe aici, parchit la ordine, așa, prin adunare. Am văzut-o și m-am uitat la el, m-am uitat, băi, asta se încadrează acolo să fie. Când ne naștem în familia biologică a părinților noștri, moștenim caracteristicile lor. Mergem ca ei, zâmbim ca ei și suntem identificați. Când ne naștem a doua oară în familia lui Dumnezeu, moștenim caracteristicile tatălui nostru. Știți care e una dintre primele caracteristici? Că ce zice... se face. De aceea Biblia îți spune ție ca și credincios,
Ai grijă ce vorbești. Binecuvintează și nu blestema. Pentru că atunci când binecuvintezi, tu dai un cec în alb și când blestem, lucrul ăla ia ființă. Discutam zilele astea cu cineva care spunea că părintele unui cuiva se ruga, Doamne, nu-i lăsa pe copiii mei prea mult în lumea aceasta. Discutam cu cineva și foarte mulți din copiii lui au murit în floarea vârstei. Auzeam de părinți care la un moment dat au avut o căsătorie prea nu reușită și am auzit că spunea mama, Doamne, decât fata mea să aibă probleme în căsătorie, mai bine să nu se mărite niciodată. Dar fata ar fi vrut să mărite. Marea problemă că nimeni nu mai venea lângă ea. Biblia spune binecuvintează și nu blestema. Nu trebuie o incantație. Ai grijă ce vorbești când îi spui copilului tău, băi, tu n-ai să ajungi bun din nimic. Tu știi ce faci? Îi pui bariere dincolo de inteligența lui. Să chinui domnul bietul cu două facultăți să ocupe un loc. Nu poate. Pentru că este un blestem asupra lui. Bineînțeles și problema blestemelor se poate rezolva. De un cuvânt spus care ia ființă. De-aia Biblia vine și spune, binecuvântați. Veniți la adunare și când vezi că unui bolnav, spui, Dumnezeu să-ți dea sănătate, fratele meu. Vii la adunare și vezi pe unul care are muncă, Dumnezeu să-ți dea un loc de muncă. Și fii atent, că el încep să apară, că lucrurile astea, rostite în numele Domnului, încep să producă până la un anumit nivel. Nu mergi la lucruri excentrici să umpli pormoneu, tu stai acasă și dormi, să umpli pormoneu de euro. Nu, dar lucrurile astea normale, Dumnezeu este cel ce e gata să le dea. Și un lucru extraordinar, frații mei, un lucru extraordinar. Venim dintr-o luptă și ar vrea să le spun responsabililor și bordului de conducere la dumneavoastră. Toți oamenii care au venit seara asta vin dintr-o luptă, dintr-o luptă cu diavolul. Diavolul îi îngăduie pe curvari, îi îngăduie pe toți oamenii. Când un om din lumea asta păcătoasă vrea să vină la închinare, are tot felul de piedici. Când un om vrea să schimbe viața, are tot felul de piedici. Tu care aparții Domnului, ai tot felul de temeri, tot felul de deznădejde. Te uiți la copiii tăi, ce va fi cu ei? Și vii aici cu lupta asta. Când în lupta asta vin în prezența Domnului, foarte mulți dintre noi venim așa, ne târâm picioarele și ne așezăm pe un scaun, așa, mai cântăm, mai nu cântăm, mai stăm așa, după aia ne rugăm la robzacul cu îngrijorările noastre și plecăm din nou pentru o săptămână. Știți ce descătușează, frații mei, starea asta? Ia vă ridicați-vă picioare acum, o leacă în termeni moldovinești, o țără. Uitați-vă în dreapta, în stânga, la toți ceilalți și cu toată bucuria spune, te binecuvintez în numele Domnului și dați maximum. Să fie binecuvântat. Să fie Domnul. Aleluia. Te-am oplor. Ați terminat rău de binecuvântare. Frații mei, uitați-vă acum la popor. Uitați-vă la ei, la toți oamenii, la fețele lor. Nu le-am dat un cent în plus. Nu le-am dat niciun dar spiritual. Numai așa au împlinit merirea, suntem chemați să binecuvântăm. Amin. Vă rog să reocupați locul, mai am de predicat. Toate slujbile se schimbă așa. Obișnuim în comunitatea noastră să începem slujbile dându-ne mâinile unii cu ceilalți, oameni care sunt străini, oameni care au venit cu necazurile lor. Dintr-o dată cineva i-a întins mâna, dintr-o dată are cineva aproape. Obișnuim când se termină slujba să dăm mâinile unii cu ceilalți încredințându-ne în harul Domnului. Asta e biserica, slăvit să fie Domnul. Și sunt lucruri simple. Un alt aspect prin care un de lemn nu curge pe barbă este vorbirea în limbi, de care vom vorbi aseară. Vorbirea în limbi care este un mesaj adresat către Dumnezeu, dar prin tălmăcire poate ajuta zidirea bisericii. Eu probabil v-am spus data trecută că vreau, pentru că am mai insistat aseară asupra acestui subiect, care e foarte vast și foarte complex, e un subiect grozav, e un subiect care te pune în comuniune cu Dumnezeu. Când Domnul Iisus Hristos spunea în felul următor, iar tu când te rogi, închide-te în oilița ta, încuie ușa unorma ta și roagă-te tatălui tău în ascuns. Nu uitați că teritoriul pe care lucrăm noi este un teritoriu ocupat. Și cum v-am spus, diavolul cunoaște toate limbele. Atunci când Duhul Sfânt vine în mine, nu vorbește neapărat într-o limbă omenească, decât dacă este translator pentru asta. Eu am întâlnit situații când anumite persoane au fost frate din Nigeria sau frate din altă parte și la un moment dat a început a vorbi cineva în limbă. Noi am zis, băi, a luat-o pe arătură asta. Nu, a început să-i vorbească. În timpul ăsta, ălalt a început a plânge și ne-am prins și noi. Vorbea în limba în care s-a născut el, îi vorbea cuvintele lui Dumnezeu și omul ăla a priceput.
Există situații, în schimb, când Duhul Sfânt îți dă o anumită vorbire în alte limbi care nu o găsește niciun vocabular din lumea asta. Dar tot Duhul Sfânt îi dă lui tălmășirea. Și în momentul ăla eu vorbesc cu Dumnezeu, taine cu Dumnezeu, și El prin același Duh îmi tălmăcește mie și biserica capătă zidirii, slăvit să fie Domnul. Astea sunt daruri care funcționează în biserică. O să le găsiți în anumite biserici că funcționează. Și foarte important de știut asta. Cum v-am spus, există momente când Duhul Sfânt lucrează așa. E bine, pentru că trăim pe un teritoriu stăpânit de diavolul, nouă ni se cere să ne rugăm Tatălui nostru nascuns sau în secret sau în termeni militari codificat. Ca să nu te prindă, că vrăjmașul e pe fază, stă cu toate antenele, se poate prinde. Aș vrea să vă spun că singurul mod pe care îl descrie Scriptura în revelația sa, când tu intri în odăița ta și închizi ușa urma ta, tu te-ai separat de nevastă, de copii, de părinți, de oricine, pastorul dacă vine, ușa închietă, tu stai acolo. Dar acolo îți spune Biblia să te rogi tatălui tău în ascuns sau secret sau codificat. Singura formă care mă ajută pe mine să vorbesc așa codificat, pentru că dincolo de ușa pe care nu mai intră niciun om, intră stăpânitorul lumii care abia așteaptă să vadă care sunt ofurile și dorințele mele. Este eu când vorbesc în alte limbi, el stă lângă mine, cunoaște toate limbile pământului, are la mâna lui pe toți politicienii lumii, dar n-are ce-mi face mie că eu vorbesc într-o limbă pe care nu o înțelege nimeni și nici el. Slăvit să fie Domnul! Asta e frumusețea. De aceea are o ciudă extraordinară pe vorbitori în limbi. De aia spune, băi, astea au fost lucruri vechi, etic, cu lucruri mai serioase, mai cu tare, și mulți dintre noi credem și pierdem puterea. Și Apostolul Pavel spunea, eu vorbesc în limbi mai mult decât voi toți. Stimații mei, v-am spus data trecută, vă repet și acum, o fată din comuna noastră, Dumbrăveni, Suceava, a plecat în Grecia. S-a dus acolo și la un moment dat s-a întâlnit cu un egiptean, musulman. S-a plăcut amândoi, s-a căsătorit, au doi copilași și la un moment dat a trebuit să aleagă unde pleacă. Când Grecia nu mai funcționau treburile cum trebuie, cum vedeți, aveți și din Atena, veniți prin zonă, așa nu mai funcționau cum trebuie și atunci a zis, mai unii mergem. Omul Hasan, așa îi zice lui, noi zicem Marco acum, Hasan a zis, măi, dacă te duc în Egipt, de unde sunt eu, părinții mei și frații mei te omoară, că tu ești creștină. Tot ceilalți, efectiv, nu te pot suporta. Din dragoste pentru tine, mă mut de unde ești tu. Și au venit la Dumbrăveni. Au venit la Dumbrăveni, frații, când au auzit că e venit în zonă un musulman, fiecare mai cu râvnă pentru Evanghelie, și să-i explice lui, că arabă noi nu știem, e română, nu știa, știa puțină greacă, dar și așa e stâlcită. El, cineva, i-a făcut rost de un Nou Testament în arabă, din Statele Unite, eu l-au adus, o citit ăsta Nou Testament și avea acum întrebări de prin Biblie. Dar nu știa cum să le pună, că vorbea foarte stălcit românește și nu înțelegea exact. Și întrebările lui erau foarte ciudate, venind dintr-un mediu anume, el punea întrebările. M-am întâlnit de o dată cu el undeva, n-am priceput nimic, el nici el nu a priceput nimic, n-am putut să-i transmit cu nimic, nimic din întrebările care le punea el. Îmi părea foarte rău, dar el era foarte interesat să vadă pe ce bază stă credința noastră. I-a spus, vină la biserică. Da, vin, dar cine mi-a explică? Băi, vină doar la biserică, lasă, hai să vezi tu. Frații mei, la un moment dat s-a ridicat în plenul bisericii și îi spune la frați, într-o seară, când era ordinarea unui slujitor misionar în Mongolia, îi spune, eu văzut, eu crezut, eu botezul. Frații au spus, băi, eu și nu știi ce văzut ăsta. Hai să vedem. O chema pe ăla care știa ceva greacă și să spui ce văzut la el. Și ăsta s-a ridicat și a spus așa, de trei ori, în timpul rugăciunilor din marți seara, Dumnezeu mi-a vorbit prin vorbiri în alte limbi, prin fratele, mi-a vorbit în limba mea egipteană în care m-am născut. Și mi-a spus așa în egipteană, în mijlocul unui popor care vorbește numai românește, eu te iubesc, vino la mine. Frații și-au adus aminte că au spus că ăsta egipteanul vine și spus tu la mine, și spus tu, nu s-a spus nimic, bă, eu m-am rugat, bă. El s-a rugat în alte limbi, de ăsta și spus tu la mine, și spus tu la mine. O văzut când ăștia nu-l iau, nu știu nicio boabă de egipteană de-a lui, cine are grijă? Omul mai învață engleză și dacă trăiește mai mult germană. Pentru că germană e foarte grea. Ei, dar nu învață nimeni egipteană. Și-o dat seama că n-au de unde să știe. Și-o zis, după evenimentele astea, într-o noapte, am văzut în fața mea o ființă extraordinară, nu i-am văzut chipul.
Dar spunea el, am văzut palmele, avea gaura în ele. Și ființa aia mi-a spus și-o continuat și mi-a vorbit de 3 ori. Eu te iubesc, vino la mine, căci vreau să cinez cu tine. O spus el, am simțit că din ființa aia ies o atâta iubire că am vrut să plec. Dar aveam o greutate mare în spate. O povară mare în spate, de păcate, de nelegiuiri, de lucruri pe care le-am făcut. Am vorbit, n-am putut. Și ființa aia a venit de unde era, a luat bolovanul ăla la o parte și acum vă mărturisesc că sunt liber. Eu văzut, eu crezut și eu botezul. L-am botezat în biserică. Când întâlnim cu el, n-am frate din adunare care mă strigă mai tare ca el. Eu am grijă totdeauna ochelari, ne-am luat de ăștia care se mișcă așa, pentru că dacă te prind din brață și ai ochelari mai casan, salut! Dom'le, nu discută, e plin de bucurie, plin de viață. El văzut, el crezut. Frații mei, cum aș fi putut eu să explic la omul ăsta că Iisus Hristos este Domnul și nu Allah? Niciodată n-am avut drum la inima lui, dar Duhul Sfânt a avut. Aleluia. De aia trebuie barba ta să fie atinsă de Duhul Sfânt. De aia când ești liber, lasă-L pe Duhul Sfânt să vorbească din tine. Lasă-L facă slujbă înăuntrul tău, te onorează fiind în viața ta. La asta chemăm noi pe oameni. La momente de genul acesta. Când Duhul Sfânt coboară de pe cap, după ce începe să repare receptorul, coboară pe barbă, dintr-o dată limba ta începe să fie folosită de Duhul Sfânt, dintr-o dată tu ești un om al binecuvântării, dintr-o dată tu ești un om al aprecierii, dintr-o dată tu vezi lucrurile bune, dintr-o dată ești o speranță de viață, dintr-o dată tu mergi la ceilalți oameni spunându-le că Tatăl tău iubește și pe ei, slăvit să fie Domnul. Dintr-o dată începi să te califici să vorbești din partea Domnului. După ce unde lemnul curge pe cap, schimbând mentalitatea și reparând receptorul, după ce unde lemnul curge pe barbă și dresorul este acolo și persoana respectivă laudă, înalță, binecuvintează și gura lui este folosită de Domnul, unde lemnul nu rămâne numai acolo. Preotul, ca să fie eficient, trebuie să lasă unde lemnul să curgă pe marginea veșmintelor lui, pe croiul hainelor lui. Încă o dată vă repet, frații mei, Dumnezeu într-adevăr se uită la inimă. Dar oamenii la care mergem noi se uită prima dată la înfățișare, se uită prima dată cum suntem îmbrăcați, se uită câteodată cât de disciplinați suntem. Și din punctul ăsta de vedere, vă rog să țineți cont că la oameni vine întâi ce este firesc, nu ceea ce e duhovnicesc. El nu știe câtă pași ai tu în inimă, el nu știe câtă experiență ai tu. Te citește că ești dezordonat, te citește că la un moment dat ești neglijent. Și în momentul respectiv, cineva vine și șoptește, dacă ăsta care nu se poate aranja, mai ales la bărbați e vorba de lucrul ăsta, la bărbați, că noi suntem, dacă lucrăm la mașină ceva și am făcut, suntem plini de vaselină și ne mai trebuie o piuliță, plecăm la magazin așa cum suntem. Nevastă trece în duș, faci duș, te bărbirești, aranjezi, duci să iei o piuliță. O piuliță? Numai pentru atâta? Nu, pentru că s-ar putea pe drum să te tălești cu cineva care să-i transmiți mesajul Evangheliei și cum ești tu plin de vaselină așa și îi spui, oh, bine că m-am întâlnit, dă-mi voie să te îmbrățesc. Nu mă îmbrățesc azi. Cu vaselina asta ta nu mă îmbrățeșez și nici nu spui nimic. Trebuie să avem foarte mare grijă de impactul pe care îl avem. De aia contează foarte mult. Poate o să amintesc câteva lucruri de genul ăsta, însă vreau să vă spun, frații mei, din punct de vedere biblic, Dumnezeu dorește ca toți oamenii să fie îmbrăcați. Când Adam și Eva au fost creați de Dumnezeu, au fost îmbrăcați în slava lui Dumnezeu. Nu știau că sunt goi, nu le era rușine și expunerea părților lor rușinoase nu era o problemă pentru ei. Ei nu aveau păcatul asupra lor. În momentul în care au păcătuit, spune Scriptura, au văzut că sunt goi. Au constatat că au o anumită parte a corpului lor care se numește goliciune și ea trebuie acoperită și unul de celălalt. Că atenție, erau numai ei doi. Nu mai erau restul populației Pământului. Erau numai ei doi și au trebuit să-și o acopere. Ca atare, au cusut la oaltă frunze de smochin și și-au făcut șorțuri, spune Biblia. Și-au făcut șorțuri. Acum era fain cu șorțurile alea, că majoritatea caselor de modă merg spre șorțuri. Ea se vede, ea nu se vede. Asta e cea mai mare problemă. Când a venit Dumnezeu și a văzut că sunt goi, m-aș fi așteptat Dumnezeu să spună, băi, fain ce v-ați făcut voi, uite, eu am să fac ceva mai sănătos, am să vă fac șorțuri din piele. Însă dacă știți cu atenție Geneza, Dumnezeu le-a făcut ce? Haine din piele, nu șorțuri. De ce? Pentru că omul trebuie să fie îmbrăcat.
în toată istoria omenirii, și cea prezentă, și cea viitoare, niciodată omul nu va mai fi ce a fost. Citiți în cartea Apocalipsului, toți oamenii sunt îmbrăcați în haine albe. Dacă cineva este dezbrăcat, ca martirii de sub altar, li s-a dat să se îmbrace cu haină de insubțire și curat. Li s-a dat să se îmbrace. Când prezența lui Dumnezeu trebuie să fie îmbrăcat. Ca rob al lui Dumnezeu, ca preot al lui Dumnezeu, pe poziția asta trebuie să fie îmbrăcat. Ne spune Sfânta Scriptură că ucenicii Domnului, 6 dintre ei, după învierea Domnului Iisus Hristos, au plecat din nou să prindă pește, în Ioan capitolul 21. Și pe când erau ei pe mare, ucenicul pe care îl iubea Iisus, care e apostolul Ioan, s-a uitat spre mal și l-a văzut pe Domnul. Și spune Scriptura, dați-mi voie să vă citesc Ioan capitolul 21, versetul 7, atunci ucenicul pe care îl iubea Iisus a zis lui Petru, este Domnul. Când a auzit Simon Petru că este Domnul și a pus haina pe el, s-a încins că era dezbrăcat și s-a aruncat în mare. Stimații mei, ca să puteți înțelege pasajul ăsta biblic, trebuie să vă explic cum prindeau ei pește. Când pescarii de pe timpul ăla mergeau să prindă pește, prindeau prea zis cu mreaja. Peștii pe care îi prindeau majoritatea dintre ei, mrejele erau făcute ochiurile, să prindă pești mari, nu peștișori mici, să prindă pești mari. Ori când ai prins un pește și o dat de aer, peștele ăla dă din coadă. Ori dând din coadă, cum o prins aici, 123 de pești mari, vă dați seama că îți făcea duș din cap până în picioare la apa care sărea acolo. Ca atare, tu când coborai pe mal, coborai ud. Lioarcă. Ca atare pescarii făceau ceva, se dezbrăcau de hainele lor, cele de deasupra, puneau hainele într-un vas, vasul întorceau gugura în jos să nu pătrundă apa și ei mergeau la prins pește. Prindeau pește cât prindeau, după care când se apropiau de mal, întorceau vasul, luau hainele uscate, se îmbrăcau cu ele, se încingeau și coborau pe mal și uscați și cu pește. Așa era Petru acum. Și dintr-o dată Ioan îi spune, ăla-i Domnul de pe mal. Orice om care se aruncă în apă, prima dată ce face? Se dezbracă. Biblia spune, Petru știind cine-i pe mal, spune, se îmbracă, se încinge că era dezbrăcat și se aruncă în apă. Ud, dar îmbrăcat, se prezintă înaintea Domnului. Stimații mei, s-au făcut liniște, nu-i așa? Puneți întrebarea retorică de câte ori a făcut plajă împreună. Puneți întrebarea retorică, nu dau eu răspunsul acum. Cert este că era un respect. Și nu-și puteau permite multe lucruri pe care și-l permit credincioși azi. Nu-și puteau permite. Nu, frații mei, pentru că nu-și putea face plajă atunci. Nu pentru că nu-și puteau să fie foarte familiari, ci pentru că Dumnezeu ne-a chemat să fim preoți, slăvit să fie Domnul. Preoți și pe malul apei, preoți și în metrou, preoți și pe ogor, preoți și în casă, preoți și la adunare, oricând eu trebuie să merg la Dumnezeu, și la oameni să le vorbesc din partea lui Dumnezeu, oricând. Pentru că la asta m-a chemat Dumnezeu. 24 din 24. Oamenii trebuie să fie îmbrăcați. De aceea e important pentru noi lucrul acesta, stimații mei. Un alt aspect pe care vreau să vi-l subliniez ca să înțelegeți, unde lemnul curge pe marginea veșmintelor, durile necurate sunt supărate pe treaba asta. Durile necurate, totdeauna, când influențează sau posedă pe oameni, merg de la dezbrăcare, tai din material, îl fac transparent, să n-ai nevoie de niciun fel de imaginație, sau dacă e posibil și posesiunea e mai puternică, îl dezbracă total, că e bărbat, că e femeie, îl dezbracă total. Citiți în Biblie, toți demonizații erau dezbrăcați. Oamenii înțelegeau că oamenii ei au fost vindecați, pentru că spune Scriptura despre îndrăcitul din Gatara, au cunoscut că este vindecat, pentru că stătea la picioarele lui Iisus și era îmbrăcat. Spune Scriptura când fiii lui Sceva, care n-aveau legământ cu Domnul, când au auzit că apostolii fac scot demonii, s-au dus și ei la un îndrăcit și au spus în numele lui Iisus, pe care îl propovăduiește Pavel, vă jur să ieșiți afară. Și demonul dinăuntru a spus, pe Iisus îl știm. Pe Pavel îl știm, dar voi sub a cui autoritate sunteți? Și spune Scriptura, au sărit îndrăcitul, i-a bătut pe amândoi, că au fugit fiii lui Sceva de acolo și bătut și goi, dezbrăcați. Pentru că duhurile necurate dezbracă pe oameni. Uitați-vă la tendința caselor de modă. Toți care croiesc croiul unor haine, mai ales pentru dame, le croiesc acel ce poartă fusta, rochia, să fie dorit și sensul de dorit este în sensul de legătură sexuală. Să fie dorit sexual, să porți, să uimești, să fluierii careva după tine.
Ori, stimate surori și doamne, și stimați frați, suntem preoți. Suntem preoți. Și eu sunt bărbat. Știu, și eu știu ce înseamnă atracție. Intru în anumite biserici și văd după cum se îmbracă anumite soții a unui frați de ai mei, că caut altceva, că nu sunt mulțumite cu bărbații lor. Și intru în anumite comunități și mă uit la anumite soții a unor frați din biserică. Nu pot să mă gândesc la ele decât la niște surori scumpe. Cu nimic nu excelează, sau să spună un dinon coace. De ce? E îmbrăcată cu modestie, cu sfială, cu rușine și îți face cu bucurie slujba de preot, slăvit să fie Domnul. Mă uit la multe surori bătrâne și le pot privi ca niște mame. Nimic nu transmite că vrea să exceleze în altceva. Din nefericire, biserica, dacă nu vedem, nu-i cazul la dumneavoastră, că m-am uitat peste biserica dumneavoastră, dar dacă nu vedem, ajunge un loc de parada modei. Ajunge un loc unde ne prezentăm tot ce lumea nu poate băga în biserică, le bagă fetele noastre și soțiile noastre. Și din fericire, foarte multe comunități au ajuns în situația asta. Încă o dată vă spun, frații mei, în noul legământ, Dumnezeu nu mai pune seturi de legi. Nu ne mai pune să măsurăm cu centimetru și cu ruleta cât să aibă fusta. Nu ne mai pune să verificăm cât de strâns să fie pe corp sau nu. În noul legământ, totul vine prin Duhul lui Dumnezeu, care îți spune, așa cum ești, îi place lui Dumnezeu care te-a onorat din 7 miliarde de oameni să te mântuiască, să-ți ierte păcatele, să-ți dea harul salvării vieții. Și acum cum ești îmbrăcată, dacă te trimite Dumnezeu așa în misiune la cineva, ce strânești? Fluire sau respect? Ce strânești? Că ești preot. Omul nu poate privi inima. Companiile care au nevoie de încrederea oamenilor, de banii oamenilor, au făcut o analiză și au spus, domnule, e stilul ăsta lejer, așa, cu persiguri în urechi, în nas, cu șepci pe o parte, cu pantaloni rupți pe toate direcțiile. Cum să trimitem noi oamenii de la bancă că ăștia să spună economiile la noi? Cum să primim noi oamenii să avem clienți în companiile aviatice? Care sunt unele dintre companiile care au nevoie de încredere. Imaginează-ți că vin de la banca, Deutsche Bank sau altă, vine un tip așa cu pălăria pe o parte, cu șapcă pe o parte, deschide gura, are nu știu câte persiguri pe limbă, are cravată dacă are la un sfert sau fără un sfert, cu niște pantaloni, unul cu un crac mai lung, altul mai scurt și acelea rupte și spune, n-ați vrea să puneți banii dumneavoastră în contul nostru? I-ați văzut vreodată pe ăștia că vin? Nu vin! Pentru că banca îi dă afară imediat. De ce? Pentru că nu ți inspiră încredere. Mesajul pe care îl aduce el sunt pentru niște amărâți de bani, dar nu ți înscrie încredere. Imaginează că te urci într-un avion de 200 de persoane, mergi prin România în sfârșit, bucuros că ai găsit un bilet ieftin. Apare capitanul. Când îl vezi așa după cum arată niște tatuaje așa pe frunte, mai își mai modelează ăștia niște cornițe pe sub carne, așa și mai așează, când te uiți la el că e în pantaloni scurți și cu niște tenis de aia aproape întorși pe dos, și te uiți la el și spune, eu sunt comandantul acestei aeronave, vă duc în România. În momentul ăla spui, o fi ieftin ce o fi, eu acum debarc. De ce? Nu știi câte ori de zbor are, nu știi câte aterizări și decolări reușite are, îți vedi că trăiești încă, nu știi. Dar modul cum arată, nu ți inspiră? Frații mei, noi când mergem la vecinii noștri, la colegii noștri din muncă, când ne întâlnim cu prietenii noștri pe drum, când mergem la cumpărături și ne întâlnim cu cineva nemântuit, la cineva nemântuit, când avem niște iegări strânși pe noi, stimate surori, când frații mergem dezordonați, așa ieșiți ca din lada de gunoi și mergem și începem să-i spunem, Iisus te iubește, uite, serios? De ce? Nu ești vrednic de? Și atenție, tu nu vorbești de bani, omule. S-ar putea omul ăsta să aibă o singură șansă prin tine și să-i bătu joc din sufletul lui. Ești preot. De-aia contează cum ești din casă. De-aia contează dacă dantura nu-i bună, repară-ți-o. Foarte mulți oameni arată simpatici așa, când deschidi gura și vezi dinții din doi în doi. Nu vă râdeți! Nu vă râdeți! Ce încredere ai tu? El vine și îți vorbește de Iisus. Nu spui că e neglijent? Și dintr-o dată tot mesajul lui este evaluat prin pantalonii aia rupți, este evaluat prin dinții aia, este evaluat prin frizura aia, că nu are timp, e toflogos, nu stunde niciodată. Îl vezi după cum e barberit. Și stai și te gândești, măi, ce se întâmplă totuși? Duci un mesaj, omule.
tu ești preot al Dumnezeului celui preanalt. Frații mei, poate sunt dur în anumite lucruri, dar mă însăturați să văd frați și surori mântuiți prin harul Domnului, care sunt în stare să se îmbrace oricum și să miră, deși nu mai vine nimeni la credință și nici copiilor măcar. Să miră! Frații mei, e bine să ne considerăm copiii Domnului. E extraordinar. Dar te rog frumos, fii și preot. Trăiește starea asta. Băi, eu când plec de acasă, eu sunt gata să fiu preot. Cum v-am spus aseară, mă oprește poliția, sunt preot. Mă întâlnesc cu un om care vrea să facă mișto, eu sunt preot. Mă întâlnesc cu un om care nu l-am văzut niciodată, eu sunt preot. Eu trebuie să-l prezint înaintea Domnului și să-i vorbesc din partea lui Dumnezeu. Când trăiesc lucrurile astea, nu-mi pot permite să vorbesc orice. Nu-mi pot permite să râd la orice. Nu-mi pot permite compania oricui. Pentru că eu port în spatele meu nu banii Germaniei sau a României, nu port un partid politic, port în spatele meu cuvintele vieții veșnice. Pentru că sunt preot al lui Dumnezeu. De aceea unde lemnul coboară și pe marginea veșmintelor. Uite în garderoba ta. Poate unde lemnul se coboară pe marginea hainelor tale? Dacă nu poate, dă-le. Caută-ți acele haine care îl onorează pe Domnul tău. Amin, amin. Și asta vă vorbesc și fraților. Câteodată ies frați, nu la dumneavoastră. M-am uitat atent la dumneavoastră cât de cât sunteți în regulă și dacă ceva nu văd, mă duc direct la sursă și rezolv problema. Nu e o problemă. Însă văd foarte mulți bărbați care și-au anumite pantaloni foarte strânși peste ei, pentru ei, așa și eu. Dintr-o dată, și în domeniul lor n-ai nevoie de imaginație. Frații mei, noi suntem aici să facem slujbă. Suntem aici să înălțăm și să dăm voie unor persoane care se luptă cu anumite tendințe, că toți suntem ispitiți. Venim dintr-o lume care e aproape dezbrăcată. Venim dintr-o lume în care dorește să ne ispitească. Când venim în locul ăsta, nu mai am nevoie de alte ispite. Am nevoie să am și eu semnal. Să-mi pot deschide ochii și să mă pot uita în ochii surorilor mele, a fraților mei, și să pot vedea Duhul Sfânt unde lemnul curge. Și că pot striga, Ava, slăvit să fie Domnul. Mă încarc de putere și pentru încă o săptămână sau câteva zile mai merg. Rezist, mă uit într-o parte, mă uit în cealaltă parte, merg înainte pentru că știu că din nou mă adun în mijlocul fraților mei și a surorilor mele și din nou cer putere pentru o bucată. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Frații mei, cam asta face că Duhul Sfânt când ne adunăm la oaltă. Schimbă mentalitatea, schimbă vorbirea și vine pe marginea veșmintelor, făcându-ne așa fel încât ori de unde suntem, pentru oameni, noi prezentăm un model corect. Am văzut foarte mulți oameni care au luat în serios lucrul ăsta. Știți că în timp toți ceilalți au respectat? Toți ceilalți spun, băi, când te întâlnești cu ăsta, să știi nici cine. Toți oamenii ceilalți spun, băi, când deschide ăsta gura, ăsta e omul lui Dumnezeu. Nu-i pare cine știe ce studii, n-are nici cine știe ce pregătiri. E venit dintr-o familie amărâtă, de unde? Dar el când a auzit că a fost făcut copilul lui Dumnezeu și când a auzit că e preot acelui preanalt, el când se prezintă undeva, se prezintă în mandatul ăsta și Dumnezeu îl însoțește în ceea ce spune și cuvintele rostite pe el se fac și ceilalți când îl văd, bă, ăsta e omul lui Dumnezeu. Cine l-a ridicat aici? Pentru că Dumnezeu i-a dat dreptul să fie preot, slăvit să fie Domnul. Nu vă bateți joc de poziția asta. Trăiți la nivelul ăsta, pentru că Dumnezeu vă așteaptă să fiți o împărăție de preoți. Mulțumesc de răbdarea dumneavoastră, mulțumesc grupului Emanuel pentru părtășia în cântare. Când va mai rândui Dumnezeu să ne vedem, ne vom mai vedea. Dar până atunci, dumneavoastră aici, noi ceilalți unde suntem, ne străduim ca în viacul acesta din ce în ce mai dificil să ne ajute Dumnezeu să ne ducem menirea până la capăt. Amin. Să fim preoți ai Dumnezeului celui viu. Amin. Amin.